Așa arată acum cinematograful 23 August din Câmpina, la doi pași de centrul municipiului Prahovean. După cum se observă în imagini, clădirea este în paragină. Se poate intra înăuntru printr-un geam spart al ușii, al fostei uși de acces. După cum puteți observa, probabil aici au intrat adolescenți, au desenat pe pereți. O să intrăm și în sala cinematografului. Este un adevărat pericol aici. Putem spune cu certitudine că această clădire reprezintă un adevărat pericol public. Că puteți observa, tavanul este dărâmat, pur și simplu poate să pice în orice moment.